Numele meu este Andrei Croitoru, realizez o serie de episoade numite Apologia, în care invit pe toți cei care vor privi aceste clipuri să analizeze împreună cu mine anumite secțiuni din predici, anumite documente, anumite articole pe câteva subiecte teologice care sunt de foarte mare interes pentru mine, printre care predestinare, liber arbitru, mântuire și așa mai departe. În acest episod vă invit să analizați împreună cu mine câteva secțiuni dintr-o predică a fratelui Ray Abrudan despre predestinare și liberul arbitru și, bineînțeles, în acest context, despre mântuire, despre chemarea Evangheliei și felul în care cineva poate să fie mântuit. Bineînțeles, nu pot să nu spun de la bun început o observație pe care probabil cei mai mulți din ascultătorii acelei predici, și din câte știu au fost destul de mulți, nu au făcut-o. Și anume că în cele 40 ceva de minute, aproape 50 de predicare despre subiectul oricine, adică acel cuvânt găsit în Ioan 3 cu 16, Dumnezeu a iubit lumea, a dat pe Fiul Său pentru ca oricine crede, în toată acea predică sunt doar câteva mențiuni fugitive despre credință, nu știu dacă vreo 2-3, dar niciun fel de explicație lărgită asupra acestui concept, credință. Adică avem o predică despre credință în care nu ni se explică ce este credința. În schimb, dacă nu vi se pare lucrul ăsta grav, este trist. În schimb, avem invitații la alegere, la decizii, la a-ți exercita libera voință, liberul arbitru, adică ceva total opus de ceea ce spune Domnul Iisus Hristos în Scriptură, de ceea ce au predicat, au învățat și au practicat apostolii. I-au chemat la pocăință, au chemat la credință, Domnul Iisus a chemat la lepădare de sine, niciodată Domnul Iisus nu a spus, ia o decizie, ia o hotărâre, exercită-ți libera voință. Nu, Domnul Iisus n-a spus niciodată lucrul acesta. Și este trist, cum poți să iei un pasaj ca Ioan 3 cu 16 și să predici de acolo despre libera voință, despre predestinare. Când textul vorbește despre oricine crede, despre felul în care cineva este mântuit și anume prin credință. Haideți să ascultăm întâi câteva afirmații și după aceea să fac împreună cu dumneavoastră câteva comentarii și observații. Oricine are un mesaj foarte clar. Și anume, Dumnezeu își întinde harul peste toată omenirea. Este o confuzie foarte gravă. Ioan 3 cu 16 nu spune oricine, în primul rând, ci spune oricine crede. Și nu spune că Dumnezeu își întinde harul peste toată omenirea, ci spune că Dumnezeu dă mântuire oricărui om care crede. Aceasta este condiția clar menționat acolo în text, oricine crede, nu ai voie să citești oricine fără crede, pentru că se referă la o singură categorie de oameni, oricine crede. Așadar, dacă textul spunea oricine, atunci se referă la fiecare om de pe suprafața Pământului. Dar pentru că textul spune oricine crede, se referă doar la cei oameni de pe suprafața Pământului care cred și nu se referă și exclude și nu se referă și nu îi menționează și nu îi are în vedere pe cei care nu cred. Nu i-ar în vedere pe oamenii aceștia. Pentru că dacă i-ar fi avut în vedere pe oamenii aceștia, am fi ajuns la următoarea concluzie. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca și cei care nu cred să nu piară și să aibă viața veșnică. Este blasfemiator să citești așa textul. Dar așa poate fi citit textul dacă îl interpretăm după felul în care fratele o face. Dacă scoate din pasaj cuvântul crede. Dacă scoate din pasaj cuvântul crede, făurim alte evanghelie decât Evanghelia Sfintelor Scripturii. Și dacă nu vi se pare destul de grav lucrul acesta, vă invit să ascultați în continuare alte afirmații. Cuvântul oricine are acest mesaj foarte clar. Dumnezeu își întinde harul peste toată omenirea. Nimeni nu este exclus. Este un lucru foarte trist pentru mine, și anume că suntem atâta de ignoranți cu privire la realitatea și lumea în care trăim. Statisticile misionare, și puteți face lucrul ăsta foarte simplu, dând un search simplu pe Google pentru a vedea aceste statistici, aceste numere înfiorătoare. Și anume că cel puțin 2,3 miliarde, alții spun 2,7 miliarde de oameni, n-au auzit numele Domnului Iisus Hristos până la ora actuală. Adică într-o eră super tehnologizată, ultra tehnologizată,
în care există atâta înțelepciune, în care există atâta estețime, în care există atâta aparatură, în care există atâtea metode prin care se transmite informația, avem 2,3 miliarde de oameni care n-au auzit numele Domnului Iisus Hristos și avem predicatori care în România, unde se predică Evanghelia peste tot, sau cel puțin cred ei că predică Evanghelia, avem predicatori care spun Harul lui Dumnezeu este dat peste toți oamenii. Dacă te referi la Harul ploii, la Harul luminii, la Harul vegetației, dacă ai putea să numești lucrurile acestea un har general al lui Dumnezeu, adică o providență al lui Dumnezeu, o purtare de grijă al lui Dumnezeu, da, de la modul general acestea sunt date peste toți oamenii. Dar când vorbim de Harul mântuirii, lucrul acesta nu se poate spune despre toți oamenii. Nu se poate spune, pur și simplu nu se poate spune despre toți oamenii, pentru că cei mai mulți oameni nici măcar n-au auzit numele Domnului Iisus Hristos. Și să extragi lucrul ăsta din Ioan 3:16 este eronat total. Nu are nicio treabă cu o exegeză corectă, atentă a textului. Are de-a face cu imaginația omului și cu născocirile minții umane. N-are de-a face cu textul și n-are de-a face cu realitatea. Are de-a face cu ceea ce am vrea noi să fie, ceea ce ne-am dorit noi, dar noi nu suntem chemați să ne predicăm iluziile noastre și ideile noastre și dorințele noastre și fabulațiile noastre, ci să predicăm ce spune textul biblic. Cine este cuvântul favorit al lui Iisus în întreg Noul Testament, în toate Evangheliile? Observați că speculează și marșează pe ideea aceasta că cuvântul oricine este cuvântul fundamental, cuvântul, auziți, cuvântul favorit al Domnului Iisus Hristos. Oare Domnul Iisus, când au venit oameni la el și au vrut să fie ucenicii lui, Domnul Iisus le-a spus, super, oricine crede, oricine vrea, veniți, nu e niciun fel de problemă. Nu! Chiar în textul pe care fratele îl citează, el spune oricine crede, nu oricine. Dacă el spune toți, spune toți cei trudiți și împovărați, nu oricine. Se citează text în care Domnul spune oricine ascultă cuvintele acestea și le împlinește. Nu oricine, ci oricine le ascultă și împlinește. Întrebarea este, toți le ascultau și le împlineau? Toți credeau? Toți veneau la Hristos? Nu. Dacă voiește cineva să vină după mine, el nu spune oricine să vină. El nu spune așa. Să se repede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Astea sunt cerințele clare ale Domnului Iisus Hristos. El nu spune oricine. Și atunci când spune oricine, întotdeauna califică, când spune toți, întotdeauna califică aceștia toți. Și acest toți se îngustează foarte mult. Acești sunt toți cei care cred, toți cei care vin, toți cei care se leapădă, toți cei care își iau crucea, toți cei care își urăsc mama și tata în sensul că îl iubesc mai mult pe Domnul Iisus Hristos decât pe cei dragi ai lor, se îngustează foarte mult. Cuvântul favorit al Domnului Iisus Hristos nu este oricine. Din nou este o născocire și o fabulație a minții, o iluzie, un fel de filozofie din asta omenească, care sună foarte bine, este adevărat, sună foarte bine, dar nu are temei în cuvântul lui Dumnezeu. Un alt aspect absolut uimitor pentru mine, ca să nu folosesc alt cuvânt, este ce anume spune fratele că se găsește în spatele cuvântului oricine. Haideți să auzim. În spatele cuvântului oricine se ascunde doctrina alegerii. Aplicația teologică din spatele acestui cuvânt este doctrina alegerii. Acum trebuie să înțelegeți ce încearcă fratele să facă aici și ar fi interesant să ascultați toată predica, nu știu dacă aveți timp să faceți lucrul acesta. Fratele încearcă să prezinte o filozofie personală cu privire la doctrina predestinării și a alegerii. Și se duce la un text care nu vorbește despre asta pentru a-și putea promova ideea lui. Pentru că dacă s-ar duce la textele care au fost scrise cu scopul, cu intenția precisă de a trata subiectul alegerii, acele texte le-ar contrazice prin simpla lor citire. Așa că el se duce la textul acesta care nu vorbește despre doctrina predestinării pentru a jongla cu mințile oamenilor așa cum vrea el. Însă nu poate să facă lucrul ăsta cu toți. Cel puțin cu mine nu poate face și sper că nici cu dumneavoastră. Aici este o regulă hermeneutică foarte importantă. O regulă de interpretare absolut banală. Dacă vrei să studiezi un anumit subiect și să afli ce spune Dumnezeu despre subiectul ăla, du-te la pasajele care au fost scrise cu scopul sau cu intenția precisă de a trata subiectul acela. De exemplu, dacă vrei să te duci și să afli ceva despre subiectul predestinării, te duci la Efeseni capitolul 1,
te duci la 1 Tesaloniceni, capitolul 1, te duci la 2 Tesaloniceni, te duci la Romani, capitolul 8, la Romani, capitolul 9, însă fratele, în toată predica lui, vorbim vreo 25 minute despre predestinare sau vreo 20 minute, evită cu desăvârșire orice text din Biblie despre predestinare. Orice text din Biblie. Menționează întreagă într-adevăr unul sau două, dar nu pentru a le aborda și pentru a le discuta. Dar el evită să discute, să abordeze, să trateze subiectele acestea. Și ăsta este un lucru tragic. Este un lucru tragic. Da? Cu alte cuvinte, lucru pe care noi trebuie să-l înțelegem, este că atunci când vrem să învățăm ceva despre un subiect, să ne ducem la textul care vorbește despre subiectul ăla. Nu te duci în frigider să găsești lada cu scule. În frigider te duci să găsești lucruri pe care le poți consuma, care te pot hrăni. Este un lucru banal. Este un lucru banal. La fel este cu Sfânta Scriptură. Du-te în pasajele acelea în care este tratat subiectul care te interesează. Hai să vedem ce spune în continuare despre subiectul acesta. Între un plan atot cuprinzător în ce privește lumea și alegerea responsabilă a omului, o frământare între aceste două poziții a existat de când omenirea. Și iată ne ajungi la un subiect dificil și cu lungă istorie în dezbaterile teologice. Mă tem că nu vom reuși noi să desfacem astăzi acest nod teologic. De fapt, nu cred că cineva îl va putea desface vreodată. Pentru că abordarea acestor două poziții trebuie să fie puțin diferită. Așa că dacă ar fi să dăm o definiție în final a doctrinei alegerii, am putea o formula în felul următor. Deci prima dată ne spune, nu poate nimeni să înțeleagă, nimeni n-a înțeles, de-a lungul timpului s-au frământat mințile umane, dar apoi el ne spune, uite care e modul în care puteți înțelege. Mi se pare mie sau aici este o urmă de ori ipocrizie, ori inconsecvență. Și bineînțeles, este trist să spun lucrul acesta, multă ignoranță. Multă ignoranță. Au fost niște titani, niște genii umane la propriu, care au discutat, au dezbătut, au studiat, au gândit subiectele acestea și au tras niște concluzii. Să vin eu după sute de ani și să spun, ăștia n-au înțeles, vă spun eu cum stă treaba. Mi se pare că ar fi puțin o urmă de aroganță, da? Să fim serioși, fiecare dintre noi suntem un fel de note de subsol la operele unor mari teologi, cel puțin când vine vorba de anumite doctrine din Sfânta Scriptură. Și dacă credem că am inventat noi ceva nou, atunci trebuie să ne ducem la doctor. Cu siguranță trebuie să ne ducem să ne verifice un doctor. Uitați care ne spune dumnealui că este rezolvarea. Abordarea acestor două poziții trebuie să fie puțin diferită. Deci vedeți? El are soluția. Abordarea trebuie să fie puțin diferită. Uitați care e abordarea care trebuie să fie. Deci Augustin, Calvin, Luther, mințile luminate ale protestantismului și nu doar, ale bisericii, nu prea au nimerit lucruri, nu prea au înțeles care e treaba, dar uitați care trebuie să fie modul în care trebuie să abordăm subiectul ca să-l putem înțelege. Uite, nu se poate desface nodul, dar de fapt eu îl pot desface. Ce lucru mai minunat de spus audienței. Hei, nimeni nu poate înțelege, voi nu puteți înțelege, mii de ani nu s-a putut înțelege subiectul, dar în seara asta sau în dimineața asta vă desfacem nodul. Uitați cum se desface nodul. Da, foarte multă smerenie, ce să zic, nu mai am nimic de comentat pe porțiunea aceasta. Există în lumea teologică și implicit în biserică o dispută perpetuă și inutilă, zic eu, între ideea predestinării și cea a liberului arbitru, între calvinism și arminianism. Ia auziți, există o discuție perpetuă și inutilă. Și apoi petrece 20 de minute încercând să ne prezinte perspectiva lui asupra subiectului. Dacă discuția e inutilă, de ce spune domnule inutilă? Spune-ne de ce e inutilă și nu intra în discuție. Nu intra în dezbatere. El spune că e inutilă și după aia intră în dezbatere. Spune că nu se poate înțelege și după aia intră în dezbatere. Îi mătură pe toți, mătură sute, mii de ani de teologie, pentru că e inutil, frământări inutile, da? Perpetuie, inutile, nu ne fac bine, nu le putem înțelege și după aia el ne spune, am eu cheia, am eu abordarea, am eu lentila, am eu optica, perspectiva pe care trebuie să o aveți ca să înțelegeți subiectul ăsta. Este, repet, fie o formă de ipocrizie, fie
foarte, 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 foarte multă inconsecvență. Haideți să vedem care e cheia, care e abordarea. Una din aceste poziții, poziția predestinării, spune așa: Dumnezeu i-a hotărât dinainte pe cei ce vor fi mântuiți. Omul nu are niciun cuvânt de spus în ce privește mântuirea lui. Dumnezeu încearcă să prezinte doctrina predestinării din perspectivă calvinistă. Da? Dumnezeu ne hotărăște, adevăr biblic, omul nu are nicio implicație, nu are pur și simplu niciun fel de aport în mântuirea lui. Da? Calvinismul nu spune asta. Doctrina predestinării nu spune asta. Doctrina predestinării spune că Dumnezeu ne alege din veșnicie ca să fim mântuiți. El face un plan. Domnul Iisus a procurat mântuirea noastră. Iar Duhul Sfânt produce această mântuire în noi. Iar noi, în urma lucrării Sfinte Trei, primim această mântuire, da? Scriptura spune că prin credința din inimă și mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Nimeni nu poate spune Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt, da? Deci avem un aport la mântuirea noastră, avem un cuvânt de spus la mântuirea noastră. Avem un cuvânt de spus. Iisus Hristos este Domnul, așa este cineva mântuit. Și spune lucrul ăsta în urma lucrării tainice, miraculoase, supranaturale a Dumnezeului Triunic, care a făcut un plan veșnic care este pus în aplicare. Și cuvântul pe care eu îl spun în mântuirea mea, hotărârea pe care eu o în mântuirea mea, lepădarea mea de mine însumi, pocăința mea, credința mea sunt rezultate ale lucrării Sfintei Treimi în viața mea. Nu este adevărat. Calvinismul și doctrina predestinării nu spun că nu ai de spus nimic în mântuirea ta. Că nu faci nimic în mântuirea ta. Nu faci nicio faptă, dar tu ești activ în mântuirea ta cel puțin ca urmare a învierii spirituale pe care Dumnezeu o face în viața ta prin faptul că tu răspunzi acestei mântuiri. Te pocăiești, crezi, te lepezi de tine însuți. Vii la Dumnezeu, vii la Domnul Iisus Hristos. Nicăieri, nici Biblia, nici teologia calvinistă, nici varianta augustiniană a predestinării, nici varianta biblică a predestinării nu exclude niciunde implicația umană. Nu exclude niciunul. Acum, eu vreau să spun deschis lucrul acesta. Mântuirea nu este prin fapte. Mântuirea nu este prin efort uman, prin acțiune umană. Dar Duhul Sfânt lucrează cu asemenea putere în momentul mântuirii noastre, încât El ne face capabil să răspundem mântuirii pe care Dumnezeu ne-o dă. Să răspundem Domnului Iisus Hristos. Să răspundem lucrării Duhului Sfânt. El ne dă pocăință. El ne dă credință. Și noi ne pocăim și noi credem. Duhul Sfânt nu se pocăiește și nu crede în locul nostru. Acestea nu sunt fapte. Acestea nu sunt fapte. Este trist. Este trist să avem o altă caricaturizare pe lângă o serie întreagă de caricaturizări pe care le aud de ani de zile de la amvon. Iar oamenii sunt bombardați, li se seamănă în mintea lor și acești predicatori profită de faptul că au audiențe largi și le seamănă în mintea oamenilor ideea că asta este doctrina predestinării. Și nu vrei să ai nimic de a face cu ea, pentru că tu știi că ai fost activ în mântuirea ta, nu? Cum să crezi într-o predestinare care spune că tu nu ai nimic de spus în mântuirea ta, că tu nu ești activ în mântuirea ta, nu? Cum să ai de a face cu o asemenea doctrină când tu știi că ai fost activ și Biblia spune că te pocăiești, că crezi, că tu te lepezi de tine însuți și așa mai departe. Nu? Cum să ai de a face cu o asemenea doctrină? Asta nu e doctrina biblică. Asta nu e doctrina biblică. Doctrina biblică, doctrina calvinistă, doctrina augustiniană, doctrina istorică, cel puțin pe un anumit palier doctrinar, este aceasta. Predestinarea asigură pocăința, credința, întoarcerea noastră la Dumnezeu. Haideți să auzim ce spune în următoarea afirmație. Când unii se uită la această poziție, vin cu obiecțiile imediate. Predestinarea îi tratează pe oameni ca pe niște marionete. Și nu ar fi drept ca Dumnezeu să-i aleagă pentru mântuire pe unii, iar pe alții să-i lase în chinurile veșnice ale iadului. Predestinarea are un iz de nedreptate. Aceste obiecții sunt foarte frecvente, într-adevăr, atunci când se vorbește despre predestinare. Totuși vreau să le abordez foarte pe scurt. În primul rând că predestinarea ne-ar trata ca pe niște marionete. Predestinarea n-are cum să te tratezi ca pe o marionetă, pentru că predestinarea în sine nu este o lucrare a lui Dumnezeu în noi, ci este o lucrare a lui Dumnezeu prin care El hotărăște. Da? Este mai degrabă o decizie, un decret, o hotărâre a lui Dumnezeu. Este un aspect al voinței lui Dumnezeu în veșnicie când noi nu existam. Deci n-are nicio treabă cu a fi marionetă, n-are nicio treabă cu a fi robot. Asta e un scurt circuit
al ideilor din mintea omului. Mai degrabă ai putea să spui că harul irezistibil ar putea fi acuzat de faptul că Dumnezeu ne tratează ca pe niște marionete. Dar nici acolo nu lucrurile sunt așa. Cu atât mai puțin predestinarea, da? Dar înțeleg ce vor să spună oamenii. Oamenii vor să spună că Dumnezeu ia niște decizii în locul meu, da? Și dacă Dumnezeu ia niște decizii în locul meu și eu ajung să fac ce a decis Dumnezeu, înseamnă că eu sunt o marionetă. Sunt foarte multe texte pentru a arăta că Dumnezeu ia decizii și deciziile lui Dumnezeu duc la niște decizii ale noastre. Sunt suficient de multe texte. Dar eu vreau să spun următorul lucru. Ce te face pe tine să crezi că Dumnezeu atotputernic nu poate decreta din veșnicie sau nu poate decide, hotărâ, plănui din veșnicie ca tu să iei niște decizii fără ca El să calce voința ta și să o distrugă? Ce te face pe tine să crezi că Dumnezeu în infinitatea ființei sale nu poate găsi niște metode, un mod de lucru cu omul, pentru că El a creat pe om în felul acesta? Ce te face să crezi că înainte să creeze omul, nu a gândit și un mod în care omul acesta va ajunge să facă ceea ce el dorește, fără ca să distrugă voința lui? Senzația mea este că oamenii îl limitează pe Dumnezeu, îl bagă pe Dumnezeu într-o cutiuță și zic nu, nu este posibil ca să existe predestinare și voința omului. Ba este posibil. Ba este posibil. Dumnezeu poate hotărâ, poate rândui, poate plănui niște lucruri pe care noi le vom face cu siguranță de 100%. Pentru că așa a hotărât El și El are toate metodele la dispoziție pentru a ne face să facem lucrurile acelea, păstrând voința noastră fără ca să o distrugă, da? El are în mintea lui infinită modalități prin care poate duce voința noastră în direcția în care vrea El. El o poate recrea, reforma, regenera, o poate duce într-o direcție sau alta după voința sa. El poate face lucrul acesta și se vede că Dumnezeu a făcut lucrul acesta în foarte, foarte, foarte multe situații, chiar dacă lucrul acesta poate fi tainic. Obiecțiile pe care fratele le aduce sunt obiecții omenești, firești, filozofii, replici ale omului carnal care nu suportă suveranitatea lui Dumnezeu și slava lui Dumnezeu în mântuire. Și există ceva firesc și carnal în noi, chiar și în cei credincioși, care ne face la un moment dat să avem o respingere față de suveranitatea absolută a lui Dumnezeu și gândul că Dumnezeu ar putea să ne ducă în direcția în care El vrea. Gândul că nu suntem autonomi, nu suntem independenți și Dumnezeu în cea mai importantă lucrare pe care o face în viața noastră, mântuirea noastră, El este autorul, El este inițiatorul, desăvârșitorul acestei lucrări. Avem o altă afirmație importantă, să o ascultăm. Ei bine, cum rezolvăm astăzi cele două poziții? Cum am putea noi să ne raportăm la ele? O soluție. Vă aduceți aminte? Avem o soluție, da? Vă aduceți aminte? Asta este, duce la dispute inutile, duce la certuri de vorbă, nimeni nu poate rezolva chestiunea asta, nimeni nu poate desface nodul. Acum, iertați-mi ironia și sarcasmul, acum avem omul după 2000 de ani de la scrierea epistolei Apostolului Pavel care lămurește taina predestinării, care lămurește aparenta contradicție dintre predestinare și voința liberă. L-avem, da? Deci haideți să-l ascultăm. În situația aceasta, predestinarea liber arbitru, trebuie să ne raportăm la ea ca la o antinomie. Deci trebuie să ne raportăm la ea ca la o antinomie. Adică sunt două adevăr, ambele sunt adevărate, dar în mintea noastră e repar să contrazică. Întrebarea mea este următoarea. De ce apostolul Pavel nu zice, băi oameni buni, foarte simplu, nu mai puneți întrebări că Dumnezeu ar fi nedrept, că de ce Dumnezeu face aia așa. Vă înțeleg că aveți obiecții față de predestinare, uite care e realitatea. E o antinomie. E o antinomie, domnule. De fapt există și predestinare și liberul arbitru. Sunt prieteni, acceptați-le așa cum sunt. Asta este întrebarea mea. De ce vine Rea Brudan? De ce vin teologii vremii noastre, de ce vin predicatorii vremii noastre și ne spun ceva ce Domnul Iisus și niciunul dintre apostoli n-a spus absolut niciodată? N-aveau ei suficientă înțelepciune? N-aveau ei suficientă teologie? N-aveau ei limbajul potrivit ca să ne explice lucrurile acestea și să ne le pună într-o formulă atât de simplă, să ne dea soluția pe care ne-o dă în sfârșit un predicator după 2000 de ani de istorie creștină? După 2000 de ani de istorie a Bisericii Domnului Iisus? Nu puteam să ne spune de la început? Apostolul Pavel, de ce n-a scris el în contextul predestinării?
în Efeseni, în Tesaloniceni, în Romani. De ce nu ne-a scris? Mai stați liniștiți, aveți liberă voință, aveți voință liberă, stați liniștiți, aveți liber arbitru. N-am vrut să înțelegeți că Dumnezeu vă rânduiește viața. N-am vrut să înțelegeți că Dumnezeu vă alege și că din cauza alegerii Lui voi ajungeți la mântuire. N-am vrut să spun lucrul ăsta. Uite ce am vrut să spun de fapt. Că Dumnezeu vă alege fiindcă voi vă alegeți singuri, cum urmează să spună Rei Abrudan. Pavel nu spune asta, Petru nu spune asta, Iacov nu spune asta, Ioan nu spune asta, Domnul Iisus nu spune asta. Ei nu spun lucrul acesta. Nicăieri, în niciun pasaj despre predestinare, nu aveți așa ceva. Și nu aveți niciun alt pasaj care să afirme clar libera voință. Și aici este lucru foarte interesant. Avem pasaje nenumărate care afirmă predestinarea, dar nu avem nici măcar un pasaj care să afirme clar libera voință. Niciunul. Niciunul. Absolut niciunul. Veți spune, dar avem noi câteva pasaje care afirmă responsabilitatea omului. Eu nu asta am spus. Eu nu am spus că nu sunt pasaje care afirmă responsabilitatea omului. Sunt sute de pasaje, poate mii de pasaje care afirmă responsabilitatea omului, dar nu voința liberă a omului, puterea omului de a face lucruri spirituale, de a lua decizii spirituale. Asta nu este afirmat. Asta nu este afirmat în Biblie. Haideți să ascultăm în continuare. Trebuie să acceptăm și să aplicăm atât suveranitatea lui Dumnezeu, cât și responsabilitatea omului în mântuire. Nu asta este discuția dacă credem în predestinare și responsabilitate. Toți credem în asta. Disputa este asta. Dacă există predestinare și voință liberă, nu responsabilitatea umană, ci voință liberă capabilă să aleagă între bine și rău, între Satan și Dumnezeu, între moarte și viață, între binecuvântare și blestem. Asta este întrebarea. Și răspunsul pe care noi îl dăm este următorul lucru. Există predestinare, există responsabilitate umană, dar nu mai există putere umană datorită căderii în păcat. Faptul că noi am devenit atât de îndrăgostiți de păcat înseamnă că suntem căzuți în păcat, afectați de păcat, prăbușiți în păcat, dar rămânem în continuare responsabili. Faptul că cineva iubește și să păcătuiască nu îl face iresponsabil. Diferența trebuie făcută foarte bine. Și fratele Rei Abrudan jonglează cu termenii. El spune... Hai să vedem cum împlăcăm suveranitatea și responsabilitatea. Asta spune calvinismul, asta spune Augustin, asta spune Biblia, asta au spus reformatorii. Dumnezeu ne alege din veșnicie, Dumnezeu ne alege din veșnicie, iar noi suntem responsabili să ne pocăim, dar nu putem să o facem. Și pentru că suntem responsabili să ne pocăim, dar nu putem să o facem, predestinarea lui Dumnezeu asigură faptul că Duhul Sfânt ne va da la un moment dat pocăința și credința ca să ne întoarcem la Dumnezeu. Dumnezeu ne alege, Domnul Iisus moare pentru noi, Duhul Sfânt ne dă pocăință și credință ca să ne întoarcem la Dumnezeu. Deci voința liberă nu există. Nu există voință liberă care să poată alege pe Dumnezeu, să poată să se pocăiască, să poată să creadă în Dumnezeu. Nu există. Eliberarea noastră vine în momentul în care Duhul Sfânt ne dă viață, ne dă credință, ne dă pocăință. Dacă Fiul vă va face slobozi, veți fi slobozi. Până atunci n-au fost slobozi. Până atunci n-au fost slobozi. În concluzie, există predestinare și responsabilitate umană, nu există predestinare și liberă voință. Eliberarea voinței noastre vine prin Duhul Sfânt, prin nașterea din nou, când primim libertatea de a trăi în sfințenie după voia lui Dumnezeu, în supunere față de Dumnezeu. Atunci vine o libertate a voinței. Abia atunci, nu înainte. Absolut deloc nu vine înainte. Marele predicator Spurgeon, într-un anumit context, a fost rugat de o echipă de pastori, de teologi. Domnule Spurgeon, împăcați odată aceste două lucruri. Arătați-ne cum le împăcați. Și Spurgeon a răspuns, nici n-aș încerca. Eu niciodată nu împac prietenii. E foarte ciudat pentru mine și asta s-a făcut de fapt de multă vreme în România. În general în România, fiind predicatori arminieni, teologi arminieni, au luat pe Spurgeon și l-au folosit pentru arminianismul lor. Ascultați-mă bine, vă pot da o grămadă de linkuri, o grămadă de cărți, o grămadă de predici. Spurgeon a fost calvinist. Spurgeon n-a crezut în libertatea voinței. Săptămâna asta am înregistrat o predică de-a lui Spurgeon audio, intitulată Voința liberă, o sclavă. Spurgeon n-a crezut în ce spune fratele. Nu a crezut. Spurgeon a crezut în predestinare și responsabilitatea umană, nu în predestinare și libera voință. Să folosești ca arminian, că el este arminian, fratele Rea Brudan, și vedem imediat din definiția pe care ne-o dă a predestinării, să folosești ca predicator arminian un citat din Spurgeon,
Repet, ori este ignoranță crasă, ori este o impostură fără seamăn. Fără seamăn. Spurgeon a fost calvinist. A crezut din toată inima lui în predestinare. A crezut că omul este depravat, stricat, că nu se poate întoarce la Dumnezeu și că n-are liberă voință. De fapt, un Dumnezeu pe care l-am înțelege pe deplin, în mod desăvârșit, a cărui revelație de sine nu ne-ar confrunta cu niciun mister, ar fi un Dumnezeu foarte mic. Ar fi un Dumnezeu făcut după chipul și asemănarea noastră, pe care noi îl punem sub microscop și îl studiem. Vă întreb pe voi, ce misteri există în arminianism și în poziția dumnealui despre predestinare? Definiția imediat o veți asculta. Și definiția este aceasta: Dumnezeu alege pe cei care îl vor alege pe Hristos. Ce mister este în asta? Ce mister este că Dumnezeu se uită, vede că eu o să-l aleg și el mă alege pe mine? Ce mister e în asta? Nu există absolut niciun mister. Deci dumnealui folosește ideea de mister pentru ceva ce nu este absolut deloc misterios. Este ceva care poate fi înțeles de orice om. Dacă tu alegi, eu te aleg. Dacă nu, nu. Asta e joacă între copii. Dumnezeu alege pe cei care se aleg singuri. Asta este definiția. Arminianismul nu prezintă niciun mister cu privire la predestinare. Dumnezeu se uită la cei care vor alege pe Domnul Iisus Hristos și îl vor primi și el îi alege. Nu există niciun mister în asta. Fiindcă tu i-ai ales, Dumnezeu te alege. Și simplu. Știți care este misterul? Misterul este că noi toți suntem stricați, suntem căzuți, suntem pierduți, nu avem nicio șansă de recuperare, nu suntem capabili să le alegem pe Hristos, să credem în Hristos, să venim la Hristos și totuși Dumnezeu alege pe unii dintre noi să îi mântuiască. Acesta este misterul. Misterul este de ce m-a ales pe mine. Asta este misterul. Misterul nu este că eu pot să-L aleg pe Dumnezeu. Nu este niciun mister în asta. Misterul este că deși sunt în aceeași masă căzută de oameni, Dumnezeu m-a ales. Acesta este marele mister. Misterul este să explici ce înseamnă că ne-a ales după buna plăcere a voii sale. Misterul este acesta, să explici în ce fel eu, un ticălos, un nenorocit, pot să aduc glorie lui Dumnezeu. Acesta este misterul. Misterul nu există în arminianism și nu în definiția dumnealui. Care e definiția? Care e definiția? Care e explicația? Care e lumina pe care ne-o aduce? Ascultați care este lumina. Așa că dacă ar fi să dăm o definiție în final a doctrinei alegerii, am putea o formula în felul următor. Alegerea este misteriosul act suveran al lui Dumnezeu prin care, înainte de creație, i-a ales pentru mântuire pe aceia care l-au ales sau l-au primit pe Hristos, nu pe baza vreunui merit văzut mai dinainte în ei, ci numai datorită bunăvoinței sale suverane. Aceasta este definiția. Este o definiție arminiană. Nu este nicio împăcare a liberei voințe cu predestinare. El spune așa: Dumnezeu i-a predestinat pe cei care vor alege prin libera lor voință pe Domnul Iisus Hristos. Asta este arminianismul. Asta a spus Arminius acum aproape 500 de ani. Asta a spus urmașii lui Arminius. Asta spun arminienii astăzi. Asta este teologia arminiană. Asta este teologia cu care noi ne naștem. Asta este și teologia ortodoxă. Dumnezeu alege pe cei care se aleg singuri. Asta este în realitate. Asta este baza. Asta este explicația. Și lăsați-mă să vă spun că asta nu este nici Evanghelia și nici mântuirea pe care o citesc în Sfânta Scriptură. Dumnezeu alege pe cei care se aleg singuri. Nu spune Biblia asta. Biblia spune că Dumnezeu ne-a rânduit la mântuire prin Domnul nostru Iisus Hristos. Nu ne-a rânduit la mânie. Biblia spune că în El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Nu pe baza faptului că El a preștiut, a prevăzut faptele noastre, credința noastră, alegerea noastră, acceptul nostru, primirea pe care noi i-am făcut-o Domnului Iisus Hristos. Nu spune Biblia așa ceva. Nicăieri nu spune asta. Nicăieri nu spune asta. Cu ce este diferită teologia lui Rea Brudan despre mântuire de teologia ortodoxă? Teologia ortodoxă exact același lucru spune. Numai că mai adaugă ceva fapte. Dumnezeu alege pe cei care se aleg singuri. Și asta spune dumnealui. Alegerea este actul prin care Dumnezeu a ales pe cei care l-au ales pe Hristos. Da? Noi îl alegem pe Hristos, Dumnezeu ne alege. Factorul decisiv aici nu e Dumnezeu. Factorul decisiv e omul. Pentru că dacă omul nu alege, alegerea Dumnezeu nu există. Actul suveran al lui Dumnezeu, misterios, care nu e deloc misterios, depinde în totalitate de alegerea omului. Este trist. Asta este doctrina arminiană pe care dumnealui ne-o prezintă ca soluție pentru rezolvarea misterului. Așa
ar trebui sau vă propun să înțelegem doctrina alegerii. Orice poziționare de o parte și de alta este periculoasă și nu duce nicăieri. Ajungem la cele certuri de cuvinte pomenite de Pavel. Foarte trist, foarte, foarte, foarte trist. Predica este un motiv mare de tristețe pentru orice om care înțelege mântuirea. Foarte trist, tragic. Dacă discutăm despre mântuire, dumnealui spune, asta duce la certuri de vorbe. Despre asta este vorba când discutăm despre predestinare. Predestinarea asigură mântuirea numai prin har gratuit al lui Dumnezeu, care nu depinde de om, ci care depinde doar de Dumnezeu. Predestinarea asigură decizia noastră, asigură pocăința noastră, asigură credința noastră. Asta face predestinarea. Predestinarea asigură, face certă întoarcerea noastră la Dumnezeu. Discuția despre predestinare, liberă voință, este o discuție despre mântuire. Vreau să înțelegeți bine lucrul ăsta, oameni buni. Este despre mântuire. Pavel, când vorbește despre certurile de vorbă, nu are în vedere discuția despre mântuire. Este bine să discutăm despre mântuire. Este bine să ne dăm cu capul în cărți până înțelegem subiectul acesta. Este bine să stăm asupra Scripturii. Este bine să facem sinoade sau să facem întâlniri, să facem conferințe, să scriem cărți, să predicăm, să discutăm, să dezbatem. Până înțelegem lucrarea mântuirii, este bine să facem lucrul ăsta. Astea nu sunt certurile de vorbe la care se referea Pavel. Citiți textul ăla, citiți contextul. N-are nicio treabă cu ce discutăm noi. Nicio treabă. El vrea să bage pumnul în gură la cei care spun, a, sunteți calviniști, pumnul în gură. De ce? Pentru că asta duce la certul de vorbe. Ascultați soluția pe care eu v-am dat-o, că altfel sunt certul de vorbe și inutil și nu contează. Și nu ajungem nicăieri. Ascultați ce vă spun eu. Luați soluția pe care eu v-am dat-o, da? Luați soluția pe care eu v-am dat-o și să termină orice dialog. Adică soluția care? Arminianism, o definiție pur arminiană. Cine a citit istorie și a studiat doctrina mântuirii, dezbaterele dintre Pelagius, Augustin, arminieni și calviniști, știe că asta este o definiție arminiană. El spune, nu te poziționa de o parte sau de alta, adică arminian sau calvinist, ci ia definiția mea care este o definiție arminiană. Este trist. Este ori ignoranță, ori impostură pe față. Aș vrea să cred că este de fapt ignoranță. Asta aș vrea să cred. Este fabulos finalul. Este fabulos. Și finalul este fabulos pentru că arată crasa inconsecvență în viața unui arminian pocăit, mântuit, dintre ceea ce crede și afirmă și dintre ceea ce practică. Adică arată inconsecvența crasă dintre predicare și rugăciune. Și asta vedeți în predica aceasta. Predică una și se roagă altceva. Crede și afirmă una și se roagă înaintea lui Dumnezeu altceva. Când stă înaintea oamenilor spune un lucru și când stă înaintea lui Dumnezeu spune cu totul, ceva cu totul diferit. Contradictoriu. Contradictoriu cu ce a afirmat și crede dumnealui. Ia ascultați. Faptic, noi știm că Dumnezeu este suveran în mântuire, nu-i așa? De unde știm asta? Pentru că fiecare dintre noi îi mulțumim lui Dumnezeu pentru transformarea noastră, pentru întâlnirea noastră cu El, pentru convertirea noastră. Îi mulțumim în rugăciunile noastre, pentru că știm că El este răspunzător pentru faptul că ne-a găsit. Știm că nu ne-a mântuit singur, recunoaștem aportul decisiv la mântuire a lui Dumnezeu, știm că nu ne aparține acest aport la mântuire, de aceea îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a găsit și ne-a mântuit, nu-i așa? Faptic recunoaștem suveranitatea Lui. Vezi, faptic recunoaștem suveranitatea Lui prin faptul că ne rugăm și spunem lucrurile acestea și auziți, aportul decisiv în mântuire este al lui Dumnezeu. Păi mai înainte a spus că Dumnezeu alege prin decretul Lui suveran pe cei care îl aleg pe Hristos. Ne alege Dumnezeu dacă noi nu îl alegem pe Hristos? Nu. Deci cine are aportul decisiv? Omul. Că altfel Dumnezeu nu l-ar alege. Da? Asta e teologia clasică, populară, ortodoxă, evanghelică, arminiană, cum vreți dumneavoastră. Și este un lucru foarte ciudat pentru mine că acesta este punctul în care se înțeleg toate denominațiile. Aportul decisiv în mântuire este al omului în ultimă instanță. Este al omului în ultimă instanță. Se contrazice într-un mod fericit, aș spune eu, această inconsecvență dintre predicare și rugăciune, dintre minte, afirmații și rugăciune, dintre ce spunem față de oameni și ce spunem înaintea lui Dumnezeu, este o inconsecvență fericită până la urmă. Pentru că omul când stă pe genunchi în prezența lui Dumnezeu recunoaște realitatea pe care o neagă cu gura. Pe care o neagă cu gura. Îi dăm gloria lui Dumnezeu pe genunchi
Și furăm gloria lui Dumnezeu când predicăm. Îi dăm gloria lui Dumnezeu pe genunchi și furăm gloria lui Dumnezeu când stăm cu ceilalți oameni. Îi dăm gloria lui Dumnezeu pe genunchi și furăm gloria lui Dumnezeu în mintea noastră, în crezul pe care îl avem. Este trist lucrul acesta. Este trist lucrul acesta. Ba mai mult, aud rugăciuni, ne rugăm pentru convertirea altora. Adică cer lui Dumnezeu să lucreze în ei tot ceea ce este necesar pentru a fi mântuiți. Deci recunoaștem suveranitatea lui Dumnezeu în mântuire. Și în același timp, cerem oamenilor decizii. Și oamenii iau niște decizii. Unii da, alții ba. Vedeți cum este prezentată mântuirea? Primirea mântuirii este prezentată sub forma unor decizii. Deci predici pe Ioan 3:16 despre credință, nu explici 10 secunde ce e credința. 10 secunde nu explici nici ce e credința, nici ce e pocăința. Într-o țară în care atâta lume spune că are credința și noi știm că au o credință falsă datorită felului în care trăiesc, da? Faptele lor invalidează afirmațiile lor despre credința lor. Într-o țară ca aceasta, într-o lume ca aceasta, plină de oameni care mărturisesc credința, dar nu au o realitate, nu explici 10 secunde ce e credința adevărată, predicând dintr-un text despre credință, Ioan 3:16, te duci și speculezi ce e predestinarea și apoi spui că mântuirea ține de niște decizii. Noi cerem decizii. Noi cerem decizii la oameni, cerem hotărâri de la oameni. Eu nu cer decizii la oameni. Domnul Iisus n-a cerut decizii la oameni. Domnul Iisus a cerut credință. A cerut pocăință. Oamenii pot lua decizii, dar nu se pot pocăi. Pot lua decizii, dar nu pot crede. Pentru că credința și pocăința sunt daruri ale Duhului Sfânt cumpărate de Domnul Iisus Hristos la crucea de la Golgata pentru cei aleși de Dumnezeu. Credința și pocăința sunt daruri pe care Duhul Sfânt ni le dă, procurate de Domnul Iisus Hristos și care fac parte din mântuirea cumpărată de El și care sunt pregătite de Dumnezeu din veșnicie pentru toți aleșii Lui. Noi nu cerem decizii, avem nevoie de mai mult decât decizii. Avem nevoie mai mult decât hotărâre. Credința este mai mult decât o hotărâre. Conține mult mai mult. Și aici se trădează implicați și se arată clar implicațiile practice dezastruoase, tragice, ale acestei concepții despre mântuire, despre predestinare, despre har și așa mai departe. Și implicația cea mai dezastruoasă este în evanghelizare. Oamenilor li se cere să ia o decizie și decizia e ușor de luat, dar oamenii nu se pocăiesc, nu cred, nu se întorc la Dumnezeu, nu se leapădă de ei înșiși, nu-și iau crucea și nu-L urmează pe Hristos. Dar au luat o decizie. Dragi prieteni, aceasta a fost o analiză mai scurtă poate pentru unii prea lungă despre predestinare, lucrarea mântuirii, liberul arbitru. Vreau să înțelegeți implicațiile practice ale acestei discuții și ale acestui subiect, să-l cercetați mai mult, să-l studiați mai mult și Dumnezeu să vă dea o lumină proaspătă, adevărată, biblică cu privire la ce este mântuirea și în care punct trebuie să vă găsiți siguranța mântuirii și care este Evanghelia pe care trebuie să o predicați. Dumnezeu să vă binecuvânteze, ne vedem la un alt episod cu ajutorul lui Dumnezeu.